материал. Eu să fac un sumar la ce să vorbim. Deci experiență de blocare a netului o avem în Moldova. Deci toți ținem minte 2009 sau când era aprilie. Deci s-a dat ordonanță fără executație juridică, fără careva în altă curte de justiție. Strângem netul Moldova, toți operatorii repede. Și asta se întâmplă pe viitor, credeți că o să fie executată legea? În cazul necesitate, organele au dat deja competență, că ei închid tot. De repte lor, ei stabilesc cu careva indicator, închidem tot netul, nu comunică nimeni nimic. Iarăși, legea e scris foarte ambiguă, o să fie termeni interpretați la negru. Cum o să fie la fiecare, cu ordonanță, sub masă, repede. Știm că acum avem și o justiție captivă, deci să ne bazăm pe justiție că o să fie echitabilă și cumva o să analizeze, nu cred. Și ține de stocarea datelor. Mie îmi plac permanent lucrurile în Moldova când se rezolvă problemele statului cu mâinile oamenilor. Ca și în cazul furtului, haideți să vă plătească oamenii. Păi și în cazul ăsta, acum operatorii sunt cei care suportă toată povara financiară. Și noi încercați să ne obligați să stocăm zeci de terabyte pentru fiecare utilizator, în fiecare zi. Asta sunt investiții enorme. Ne-am contactat doar pentru interes colegii noștri din China, care sunt Huawei, cei mai mari producători, și mi-au spus că chiar cele mai puternice servere, la vitezele actuale de internet, o să fie cam puțin capabile să stocheze tot volumul de informații care vă solicitați. A doua întrebare, o să fie gata sistemul nostru intern? Câți oameni o să fie angajați pentru să proceseze datele? Decodare, transcodare. Acum, oamenii care cu intenții rele, dacă vorbim de terorism și chestii astea, nu folosesc protocoale simple, trebuie să fim realiști. Au sisteme foarte bine criptate. O să fim noi oare în cei care sunt lucrăm de decriptare sau doar o facem, s-o facem. Acum, dacă să revenim la problema care se pune numărul 1, protecția minorilor sau pornografie infantilă. Dragi prieteni, de ceva timp sunt dezvoltate sisteme în lume în care noi, ca companie străină, am adus un șir de seminari, am lucrat cu elevi în școli, în care sunt sisteme de antivirus care pot bloca, deci control parental, ai toate discuțiile care au avut copilul, pe rețele sociale, cu cine vor.